Cei mai fericiți oameni nu dispun întotdeauna de tot ce e mai bun, dar fac ce e mai bun din tot ceea ce au. Cei mai fericiți oameni nu sunt întotdeauna cei mai bogați din punct de vedere financiar, dar sunt mereu înconjurați de cea mai mare bogăție spirituală. Cei mai bogați oameni nu locuiesc întotdeauna în cele mai luxoase cartiere, dar trăiesc mereu în cea mai bună stare sufletească. Fericirea este un mod de gândire. Fericirea este ceva ce putem avea cu toții, pentru că adevărata fericire nu se găsește niciodată în jurul nostru, nu se găsește în posesiuni sau în bogății. Întâmplarea face ca ea să se găsească întotdeauna și doar în interiorul nostru. Este o stare de spirit. Se spune că fericirea reprezintă cel mai înalt nivel al succesului. Nici că se poate mai adevărat, deoarece tot ceea ce facem în viață este pentru că ne dorim fericirea. Goana după bunăstarea financiară se datorează doar faptului că noi credem că am fi mai fericiți și mai mulți oameni ne-ar iubi dacă am beneficiat de statutul omului bogat. Goana după relații are loc deoarece noi credem că am fi mai fericiți dacă am avea alături partenerul ideal. Sigur, nu e nimic în neregulă cu aceste lucruri, dar nimic nu se poate compara cu fericirea autentică. Nimic nu se poate compara cu acea pace interioară pe care o simți atunci când nu ai nevoie de nimic. Ironia este că atunci când ajungi în punctul în care nu ai nevoie de nimic din exterior, exact în acel moment începi să atragi acele lucruri mărețe în viața ta. Magia este că atunci când ești fericit, atragi și mai multă fericire. Niciodată nu se va întâmpla ca mai întâi lucrurile să se așeze la locul lor și apoi să devii fericit. Mai întâi găsești fericirea și pacea, apoi toate se vor așeza la locul lor. Nu vei putea niciodată să controlezi evenimentele vieții, dar îți poți controla întotdeauna modul în care reacționezi la ele. Îți poți controla întotdeauna emoțiile, poți controla întotdeauna sensul pe care îl dai fiecarei situații. Fii tu binele pe care dorești să-l vezi în viața ta. Lasă-l să izvorască și să curgă mai întâi din tine și apoi acesta se va întoarce spre tine. Să nu uiți niciodată. Cea mai mare măsură a succesului tău va fi întotdeauna nivelul de fericire pe care îl simți în mod constant. Nu banii, nu mașinile, nu lucrurile, ci fericirea. Tu, de obicei, cât de fericit ești? Fericirea va veni, ca orice altceva. Va veni dacă o practici. Un mic gând pozitiv în fiecare dimineață îți poate schimba întreaga zi. Începe ziua cu pozitivitate. Umple ziua cu pozitivitate, dedică timp recunoștinței, fă un efort pentru a-i ridica pe alții, fii amabil, fără motiv. Nimic nu te face mai fericit decât atunci când îi ajuți pe alții să se ridice. Fericirea vine atunci când ai așteptări pozitive față de viitorul tău, atunci când îți lași trecutul deoparte și intenționezi să trăiești din plin acest moment puternic al prezentului. Iar pentru a profita la maxim de toate zilele care vor urma, amintește-ți întotdeauna acest lucru. Nimic nu merită dacă nu te face fericit. Într-o zi vei pleca și nimic din ceea ce te stresează astăzi nu va conta în cele din urmă. Eliberează-te de frică, de griji și de îndoieli. Singurul lucru care contează este pacea ta interioară, fericirea ta interioară. Așadar, zâmbește larg, visează măreț. Fii recunoscător pentru toate lucrurile magice din viața ta și nu aștepta doar ca acestea să fie și mai multe, dar fii pregătit ca atunci când apar provocările vieții să le faci față cu îndârjire, curaj și cu un zâmbet puternic.